aviz patronatelor. O măsură care are ca scop descurajarea angajatorilor care fac contracte de muncă pe timp parțial pentru a plăti contribuții mai mici către stat a fost adoptată de către guvern. De la 1 august vor intra noi modificări în cazul salariaților care lucrează cu normă parțială. Astfel, angajatorii vor fi obligați să achite contribuții la pensii și sănătate aferente unui salariu minim brut. Altfel spus, contribuțiile unei norme întregi. Guvernanții însă s-au gândit și la persoanele care nu se pot angaja full-time. Bineînțeles că vor exista și excepții, lucrurile rămân neschimbate în cazul celor care au un contract de muncă cu normă întreagă, dar lucrează și part-time. În aceeași categorie intră și studenții și elevii. Totuși, pentru a intra în vigoare, proiectul de ordonanță trebuie publicat în Monitorul Oficial, lucru care nu s-a întâmplat încă.